Haideți să vedem cum se desface acest stop la o Mazda 3. Mai întâi deschideți portbagajul. Apoi vă duceți în spatele stopului. Desfaceți bucata aceasta de la mochetă, spatele stopului. Iată. Iată, se văd în interior. Sunt două piulițe de 10. Sunt două piulițe pe care le putem desface cu o tubulare de 10. Apoi deconectați mufele. Iată. Trebuie doar să apăsați pe clema aceasta din lateral. Deconectați-o și pe cea mică. Vedeți că el are prins, are acolo în spate, vedeți că are o prindere din plastic și aceea ține foarte, foarte tare. Bun, și apoi trageți de el un pic mai tare ca să iasă. Vedeți că pe interior are un pin acolo, are o prindere din plastic din care va trebui să iasă. Va trebui să trageți un pic mai tare. Bun, iată. Ce vă spuneam de acest pin. Iată,